Eu am întrebat, iar voi ați fost, da, Cassandra, hai, hai cu tutorialele, uite aici sunt, am venit. Și nu i-aș zice neapărat tutorial, ci pur și simplu o să mă machiez, filmez, împărtășesc totul împreună cu voi. Iar pentru că machiajul meu de zi cu zi e destul de inexistent zilele astea sau e ceva cât se poate de simplu, cel mai grav să zic, îmi trasez o linie de tuș. Asta e deja grav, e mult dacă fac treaba asta. În fine, pentru că așa e machiajul meu de zi cu zi, n-aș putea să vin tot cu asta pe YouTube, trebuie să vin cu ceva mai altfel. Așa că o să mă duc pe ceva colorat, poate puțin sclipicios, de ce nu? Nu pot să vă zic 100% că am o imagine exactă în minte de cum aș vrea să arate machiajul, am doar o idee de nuanțe pe care cred că aș vrea să merg. Așa că eu zic să ne apucăm pur și simplu de treabă și o să vedem la final ce o să iasă. O să începem frumos, pas cu pas, pentru că știu că sunt aici oameni la care le place să vadă absolut tot procesul, îi relaxează vorbăraia și povestirile, așa că exact așa o să facem. Gata, m-am chiorât în momentul ăsta. Luăm și niște dischete de astea ca să ne curățăm tenul. Pac, pac, veșnica apă micelară de la Elmi Plant, detox, bla bla bla, își face treaba, n-am nicio problemă cu ea, tot pe asta am cumpărat-o. Tenul o să-l hidratez cu niște cremă de gălbenele, o să vă arăt și cum arată în interior, exact ca o cremă normală, nu de alta, însă data trecută, mamă, stai să mă luminez puțin. Data trecută când am avut eu cremă de gălbenele era pur și simplu galbenă. Era ca un fel de unguent cumva, nici nu știu cum să-i descriu textura, însă era mult, mult mai grasă decât trebușoara asta. Dar chiar și asta îmi place, hidratează bine pielea, e exact ce am eu nevoie pentru al meu ten uscat. Zilele astea sunt onorate de prezența unor musafiri, unul mare și gras aici pe vorbie, doi gemeni în obraz și ceva mai pe frunte pe acolo. Nu e chiar atât de grav, așa că o să vin cu un strop din Dermacol și o să-l aplic fix acolo unde este necesar. Deci eu în stadiul ăsta, cu aceste coșulețe drăguțe, nu simt nevoia să-mi pun fond de ten aiurea pe toată fața, să-mi încarc toată pielea. Ia, punem așa, acoperim ce e de acoperit. Și stropușoarele astea ce le-am aplicat eu acum oricum o să se blenduiască cam în toată pielea și o să creeze oarecare bază uniform. Hai că o pun așa, ce-a mai rămas pe deget și aici, lângă nas, că am pielea mai roșie. Bun, rămân cu stropii ăștia pe față, pentru că, după cum v-am zis, nu vreau să aplic fond de ten, așa că o să iau liquid camuflajul de la Catrice, bem bem, și o să-l aplic aici în zona cercănelor și mai dau așa câțiva stropuleți în alte zone. Din nou, pentru exact același motiv, să am o culoare uniformă a feței, să nu am pete roșii și toate cele, însă nici să nu fiu nevoită să dau cu un fond de ten pe toată fața, că nu e necesar. Pentru că numai ce am șters oglinzile, zic că ar fi momentul perfect să le prăfuiesc iarăși cu niște pudră pulbere, fixez rapid și lejer tot ce am aplicat până acum pe față. Urmează momentul transformării și anume o să duc fantoma asta la un nivel cât se poate de uman cu ajutorul blush-ului top de la NYX, care uitați în ce stadiu e, adică e singurul produs pe care l-am folosit în haul ăsta și pentru că e o nuanță destul de rece o să folosesc puțin ca să îmi fac un subtil contur, iar ca să încălzesc toată povestea o să mă ajut de Catrice Sun Glow, care e o nuanță mult mai caldă și o să aducă acea culoare vie pe fața asta alba mea, veșnic albă. Gata, mă, parcă am mai prins viață. Hai să mai fac și sprâncenele și o să fiu un om complet. Bun, folosesc exact același creion de la Catrice Eyebrow Stylist. Atâta ascut pe el, încât mai un pic nu o să mai am text și nu o să mai știu să vă zic cum se numește. Și nici nu o să stau să rețin numele vreodată la toate produsele pe care le am. Dar da, e de la Catrice și face o treabă super, super mișto. Îmi place tare mult și nuanța este perfectă. Și chiar dacă e creion clasic, dacă îl ascuți bine, își face treaba, n-ai stres cu el. Am mai avut de la Catrice creion retractabil care era super fin, ultra slim, nu mai știu cum se numea nici ăla. Dar mi-a plăcut tare mult și ăla, tot doar că ăla se termină super repede.
De când la machiajul ochilor o să iau paleta Angel Heart, pe care nu am mai folosit-o de ceva timp și, dacă vă mai amintiți, anul trecut vă tot spuneam eu de o nuanță din paleta asta, o nuanță care e preferată mea în continuare. E vorba de acest mov, nu știu, e mov, cumva destul de gri, roz prăfuit, mov prăfuit, whatever, cu particule aurii. Arată super mișto și dacă e să pui nuanța doar așa pe pleoapă și ăla să fie machiajul, arată foarte bine. Însă mă gândeam să încep machiajul de la nuanța asta și eventual să-l mai intensific cu alte nuanțe, poate mai închise, mai cine știe cum. Dar pornim momentan de la această culoare pe care o iau cu o pensulă de maro. Pensula mea de maro. Și tapotez frumos nuanța asta și uitați cât e de frumoasă. Ce vă ziceam eu, că arată super bine și dacă o lăsați așa ca nuanță de sine stătătoare, bam. Nu știu, mie chiar îmi place și gen pui mascara să ai genele super alungite și nu mai ai niciun stres. Dar nu, noi o să facem totul mai intens astăzi. O chestie mișto la ochii căprui e că în funcție de nuanța pe care o pui pe pleoape, poți să faci ca ochii în sine să arate diferit. Pentru că maroul e o nuanță neutră și aici vorbim de ochi care au o anumită strălucire și așa mai departe. Și uite, spre exemplu, eu am pus acum movuliu ăsta la ochi și atunci nuanța ochilor mei o să ducă ușor înspre galben, pentru că violetul și galbenul sunt nuanțe complementare și numai pentru că am pus treaba asta pe ochi, iar ochii căprui sunt neutri, fac să ducă în zona respectivă. Când m-am machiat cu verde, spre exemplu, am un clip destul de recent făcut luna trecută, în care m-am machiat cu verde la ochi, un verde puternic. E bine când pui verde la ochii căprui, pur și simplu nuanța ochilor să ducă ușor înspre roșu cumva. Tocmai pentru că sunt nuanțe complementare și e foarte ușor ca nuanța de maro a ochilor să o duci în diferite zone. Iarăși, dacă pui albastru tot așa într-o zonă de galben, o să ducă. În fine, e o chestie așa foarte interesantă și foarte faină să o știi ca să te poți juca cu machiajul, să-ți duci ochii în ce zonă vrei, în ce culoare vrei. Dar bineînțeles, și ochii albaștri sunt minunați. Mi-aș plăcut mie să am ochi albaștri, dar adevărul e că îmi plac foarte mult și ochii mei. Lăsând la o parte teoria culorilor, o să iau Revolution în colaborare cu Carmi de N-ar bătea lumina, să vedeți și voi paleta. Știți deja că este paleta mea preferată și o să bag o pensulă din asta în unghi, în nuanța asta de mauve de aici și o să o aplic cumva la baza genelor, spre colțul extern, cât să intensific toată povestea asta. Ar trebui să existe o zicală din aia că aduce noroc să scapi pensula pe jos, dar nu există noroc numai dacă scapi alte chestii pe jos sau dacă se cagă păsările pe tine sau mai știu eu ce. Mi se pare că se poate de normal să stric lucrurile și să nu ias ok sau poate pur și simplu nu sunt eu obișnuită să mă văd cu machiaj atât de vizibil. În orice caz, e ceva ce nu-mi place cum a ieșit. Ar trebui să rezolvăm povestea asta. Și cel mai probabil, sclipițul o să rezolve problema. Apropo, Veronica, prietena mea obsedată de sclipici de aici, de pe YouTube, zicea în clipul ăla în care vă întrebam eu dacă să mai fac tutoriale, zicea, da, și cu sclipici. Ea e super obsedată de sclipici și chiar în perioada asta face un fel de vlogmas cu tutoriale, e tutorial mass, basically, în care zilnic postează tutorial de make-up. A făcut treaba asta și anul trecut, face și anul ăsta și ne sclipicioșește pe toți. Ei bine, ar fi cazul să mă sclipicioșesc și eu, că de stricat machiajul ăsta arată deja destul de stricat. Și că tot vorbeam de Veronica, țin aici, în momentul ăsta, în mâinile mele, o bombă sclipicioasă. Și de ce zic bombă sclipicioasă? Am primit de la ea anul trecut, parcă, 4 pigmenți care însă, pe drum înspre mine, s-au mixat și, practic, au rezultat această bombă sclipicioasă. Dau puțin așa ca să nu se ia prea mult pe capac. Și hai să... Nici nu știu cum să vă arăt. Nu pot să vă arăt, că scap pe jos. O să vedeți acum când pun la ochi că o să strălucesc toată povestea asta și sper să fixeze nebunia care s-a întâmplat aici. Iau sprayul ăsta de fixare de la Essence, o pensulă plată, pulverizez pe ea și eu zic să încep de pe capac,
ca să nu mă trezesc că vărs sau că iau prea mult sau că mai fac alte prostii pe lângă cele pe care deja le-am făcut. Și o să aplic pigmentul ăsta bombă pe centrul pleoapei. Cred că în final o să ajung să întind pe toată pleoapa, că sunt mai nebună de fel. Și na, probabil că nu o să-mi ajungă doar pe centrul pleoapei. Pac, pac, pac. Deci arată foarte bine și am zis încă de pe atunci de când mi-a ajuns și a ajuns așa tot amestecat că arată pur și simplu superb. Poate ar fi deștept din partea mea să pun niște pudră totuși, să nu am de-a face cu tot fallout-ul pigmentului. Că nu e ca și cum am pus o bază super cremoasă, pur și simplu am pulverizat niște spray de fixare pe pensulă. Adevărul e că începe să-mi placă ce iese aici la ochi. Vedeți? Sclipiciul, pigmentul, e răspunsul în viață. Face totul mai frumos, mai perfect și rezolvă orice problemă. În colțurile interne ale ochilor o să vin tot cu un iluminator primit de la Veronica, care e foarte, foarte pigmentat. Ar fi cazul să-l pun și pe pomeți. Ia să vedem. Ai, că n-am pus iluminator. Nu știu unde îmi stătea capul când am făcut machiajul feței, dar uitați ce minunat lucește. E bine, exact, trebușoara asta o să o pun și în colțurile interne ale ochilor. O să aplic acum spray-ul de pix. Nu mai știu să vorbesc. Să mă pună cineva în brad, că tocmai am devenit un glob. Și tocmai de asta o să revin cu un strat de spray de fixare pe toată faza, ca să nu cadă niciun pigment, niciun nimic. Mama, asta m-a izbit. Mă rău de tot. Bun, o să completez nebunia asta, care într-adevăr e o nebunie. Stai că am greșit eyeliner-ul. Cu asta l-am greșit din nou. Ce se întâmplă cu mine? Crazy look de la Miss Sporty, ieftinătura asta, care de altfel face treabă extraordinară. Și e tușul spre care întind mâna mereu, deși e aproape pe terminate. Și o să încerc să fac o treabă ceva mai subțire, dacă nu mă greșesc și o să ajung iară cu o linie dramatică. Nu de alta, dar deja am trasat o oarecare linie, umbră, cu fardul ăla mov intens. Când zic că trasez o linie subtilă, subțire, whatever de tuș, nu mă mai ascultați, niciodată nu e așa. E chiar destul de vizibilă, se vede că e acolo, să fim serioși. Mai rezolv puțin și sprâncenele cu niște gel de sprâncene să le fixez în loc. Cu gelul ăla pe care l-am făcut eu acum foarte mult timp, am combinat niște ceară de păr cu niște fard maro și am făcut un gel din ăsta pentru sprâncene care fixează sprâncenele foarte, foarte bine. Și că mai trec cu ăsta pe aici ca să le așez și să arate mai mișto pentru machiajul ăsta. Că de altfel le-am făcut destul de simple și de naturale. O altă treabă care ar face să arate machiajul ăsta și mai mișto decât, mă rog, n-aș zice neapărat că e mișto, dar l-ar face să arate mai mișto, ar fi niște gene false pe care eu de obicei nu le pun și nici nu intenționez să fac de data asta. Pur și simplu o să vin cu mascara asta de la Essence Defined Volume 24 Ever, care oricum îmi va da niște gene destul de lungi și de pline de volum. Ia să vezi acum. La stadiul în care suntem cu machiajul ăsta, singura chestie care mai lipsește e puțin eyeliner în colțurile interne ca să alungească ochii complet. Și aia e. De parcă nu am făcut destul deja la machiajul ăsta nebun, mai fac și așa ceva. Se aude afară toate motoarele posibile și imposibile. Bănuiesc că le auziți și voi, că gen sunt mega tare. Da, trecem la buze. Aplic Lip Art Graphic în nuanța 720, un nude maroniu, o chestie destul de simplă și de naturală, și o să-mi conturez buzele cu un creion de la Essence, la care absolut nu se mai vede absolut niciun text pe el. Numai nuanța, că e 07, Lost in Love. Bun, ăsta e mai rozaliu, ăsta e mai maroniu și cumva cred că o să se balanceze lucrurile. Te rog, taci motorule, ce naiba faceți afară? Mamă, zici că acum construiesc 15 case afară.
Am adus microfonul mai aproape în speranța că o să mă auziți mai mult pe mine și mai puțin gălăgia de afară. Voiam să vă zic că ăsta e rezultatul final, mult mai intens decât ce aș fi făcut și ce aș purta eu în mod normal. Însă încep să mă obișnuiesc cu acest aspect puternic și încep să-mi placă cum îmi stă. Simpatic. Bun, cam asta a fost pentru tutorialul. Clipul de astăzi, sper tare mult că v-a plăcut, sper că v-ați relaxat alături de mine aplicând machiaj pe față și noi ne revedem data viitoare. Pa, pa!